am tot primit mesaje în ultima perioadă cu privire la mașina asta, cu privire la E90. Ce s-a întâmplat cu ea, dacă am dat-o la casat, dacă am dat-o la dezmembrat, dacă am vândut-o, dacă am lovit-o, dacă mai pornește și așa mai departe. Așadar, sfânta cheie de E90, o să vedem dacă mai funcționează și dacă pornește mașina. S-a pus și contactul chiar. Nu știu dacă aveți și voi ticul ăsta să vedeți dacă e în viteză sau nu. Eu pățesc foarte, foarte des. Aveam afară sub 3 grade și am ceva power window anti-trepie, ceva de genul, că se poate prinde degetul acolo dacă, mă rog, dacă nu ești atent. O să rezolv problema asta încât se mai încălzește, pentru că nu e ceva foarte, foarte grav. Și ghiciți ce? Geamul merge. Deci ăsta este un semn bun. Da, o să facem un video cu E90-ul, că n-am mai filmat de mult. A venit și timpul de o revizie și într-adevăr o să vorbesc puțin și despre chestia asta și ce s-a mai întâmplat cu mașina. Deci mașina are la ora actuală 295.900 de kilometri. Ne se apropie încet, dar sigur, de 296.000. Și având în vedere că marea majoritate a oamenilor cred că mașina sărită de 200.000 nu mai e bună, e bine, asta încă merge destul de ok și chiar sunt extrem, extrem de mulțumit. Totodată fac o mică paranteză, pentru că am primit mesaje pe Instagram în general și Instagram, apropo de asta, l-aveți în descriere pentru cei care vor să mă urmărească. Acolo se postează mașina aduse la comandă și cam acolo pun story-uri, cam acolo și mai activ. Dacă vreți să-mi dați un follow, este alegerea voastră. Nu sunt genul de persoane care să facă promovare agresivă, însă au fost persoane care m-au întrebat, așadar fac o mică mențiune. Mi s-au adăugat din nou rapoarte cu reducere de 15% pe car vertical. Dacă vrea cineva să-și verifice mașina, o poate face prin link în descriere, pentru că până acum știu că nu mai aveam reduceri valabile și mulți încercau să verifice și mi ziceau că nu mai este reducerea aia valabilă. Iar acum este și la ale noastre. Mașina asta e la mine de vreo 17.000 de kilometri aproape și o am de prin noiembrie, cred, pe acolo. Da, ideea e simplă cu ea pentru abonații noi. Eu am licitat-o de pe Adesa, m-am grăbit când am licitat-o, deși pot să zic că e o greșeală pe care nu o regret. Iar mașina a venit cu un brief lipsă, cu brieful mic. Mașina se poate matricula, am de vreo 4 luni de zile, cred. Nu știu sigur dacă 4 luni, cred. Dosarul la poliție, am înțeles că poate să dureze între 6, 9 și 12 luni cel mai târziu până se matriculează. Dar nu mă deranjează, pentru că îmi fac treaba cu mașina, sunt extrem de mulțumit de ea. Și după cum am zis și în mai multe clipuri, mașina asta mi se pare destul de scumpă pentru anul de fabricație și nu știu, probabil pentru că nu condusesem. Este probabil una dintre ultimele mașini care încă păstrează legătura dintre șofer și asfalt, să zic așa. E o mașină foarte mișto la condus, mai ales non-phase viitoare și direcția mai tare, ceea ce îmi place foarte mult. Și este genul de mașină care s-a păstrat foarte bine în timp. Adică nu vorbim de butoane sau de astea, și astea s-au păstrat bine, ci de faptul că este foarte închegată. Adică mergi cu mașina asta la 180, 170 și se simte cheia închegată. Într-adevăr, mai se mai aude vântul, care și treapă, se mai aude și pe aici. Nu e o problemă asta, adică nu e ceva care să dea înapoi. Însă pentru kilometrii ei, materialele folosite și astea nu scârție, nu sunt încă plecate de la punct. Și să fim serioși, la noi în țară nu sunt cele mai bune drumuri. Și vorba aia, mașina asta nu merge în fiecare zi pe autostradă sau în cele mai bune condiții, că nu mergi, că nu sunt condițiile respective. Ea la cauciucuri aproape noi de iarnă, urmează să iau și pe vară, pentru că și dacă mai durează până la iarna viitoare, adică să fie și aici 12 luni până când se matriculează, o să-mi fac treaba cu ea și vara asta și pe bune, sincer, să fiu nu m-ar deranja, adică atât timp cât am încălzire în scaune, clima îi merge, compresorii merge, adică n-am niciun fel de problemă, nu văd de ce m-aș grăbi să o dau. Plus că i-am făcut și un soft. DPF-ul e pe ea, probleme la volantă, la ambreiaj nu are, deci sunt extrem, extrem de mulțumit. Revenind la revizie, mașina a fost cumpărată de mine pe la vreo 279.000, dacă nu mă înșel, mă rog, 280 pe acolo, și acum are 296.000 aproape, 16-17.000 de kilometri are la mine. Am făcut prima revizie după vreo 1000 de kilometri, 1000-2000, mă rog, am mers cu uleiul ăsta vreo 12-13.000, uleiul de la revizia anterioară, dar eu merg foarte mult la drum lung, rar când prind bar la bară sau așa. Și mergând foarte mult la drum lung, nu zi să-l ții 15.000, pentru că poate nu e cel mai calitativ ulei și, na, mă rog, eu am făcut kilometrii ăștia în câteva luni, în 3, 4, 5 luni deja ajung la 15.000. Revizia, cât costă o revizie pe mine, m-a costat 604 lei, dar hai să vă arăt și ce am cumpărat de 604 lei mai exact și ce ulei am folosit. Iar pentru ca E90 să meargă cam prima zi, ca atunci când a ieșit din fabrică, am ales să fac revizia cu filtre MAN și cu uleiul pe care o să vi-l arăt imediat. Deci avem
filtrul de habitaclu ăsta cu carbon activ, avem filtrul de ulei, avem filtrul de carburant, avem filtrul de aer și uleiul folosit este ăsta. Motul 5W30, 5800X Clean, ăsta l-am băgat și la prima revizie și 100% sintetic și a mers destul de bine. Am mai avut un bidon de 5 litri, dar a rămas la mecanic să mai depoziteze ulei în el. Cam astea sunt, iar toate astea au costat 604 lei. Bun, acum că v-am arătat cam ce, cu ce am alimentat fiara asta, puteți să spuneți și mie în comentarii, da, și trebuie și niște ștergătoare, știam eu că am uitat ceva. Puteți să ziceți și mie în comentarii de curiozitate ce ulei folosiți dacă aveți E90 și cum se comportă. Pentru mine motorul ăsta a fost foarte bun și motorul ăsta mi se pare foarte bine, nu știu, nu neapărat optimizat, mi se pare destul de silențios față de alte motoare. Și nici în interior nu mi se pare să fie genul ăla de mașină care să fie deranjantă la modul e pornită și nu te mai auzi în ea sau e, mi se pare o mașină foarte bine făcută E90-ul, E90-60 pe bune dreptate, acum chiar le înțeleg prețul pe care l-au și chiar înțeleg interesul pentru ele. Îmi pare rău că, uite, de exemplu, pe Adesa sunt foarte rare și în perioada asta când am luat eu pe asta au fost două, pe amândouă le-am luat eu. Unul l-am vândut atunci și aveam timp acum să mă bag, dar n-am vrut să facem o nefăcută. Referitor la vânzare, pentru că încă sunt, adică sunt persoane care îmi scriu periodic, o dată la 2-3 săptămâni, salut, ai înscris mașina, vreau să o cumpăr. Cred că aș putea să o vând și acum, nu sunt absolut sigur, dar eu am intrare pe firmă, adică am factura de la Adesa externă. Probabil aș putea să emit o factură de ieșire, dar nu am carte de România și toate documentele sunt la poliție, la de repeciv. Doar să vină cineva să facă o promitere de vânzare, ceva notarial sau o declarație pe proprie răspundere, ceva în care omul înțelege că mașina se va matricula, dar va mai dura. Iar în momentul în care mașina se matriculează, eu primesc actele de România, uite-l pe stocopolul, primesc actele de România și așa mai departe, îți trimit actele și în baza facturii să-ți matriculezi mașina, cred că m-aș complica foarte mult și poate oamenii nu pot avea răbdare până când se poate matricula. Deci probabil se poate face chestia asta, dar cred că e destul de complicat și am nevoie de o persoană care să înțeleagă că durează. Și personal sunt mulțumit de mașină, îmi place cum merge, îmi place cum se simte. Probabil o să o vând peste 300.000 de kilometri, cu peste 300.000 de kilometri în bord. Însă e o mașină din 2007, adică să vii să-mi spui la mașina asta care are kilometri mulți, ar fi un pic cam nasol. Referitor la revizie, mă rog, am avut fel și fel de păreri, că parcă am discutat puțin și pe live despre asta. Și ar fi fost faptul că cam scumpe filtrele, că de ce luau filtrul cu carbon activ, pentru că e mașina mea de zi cu zi, mașina cu care merg, cu care fac treaba, mașina cu care merg în interesul firmei, mă duc, mai iau câte o mașină, merg cu clienții și așa mai departe, și o mașină care, na, îmi fac treaba cu ea, adică nu vreau să merg pe permisă, lasă-mă cu o crepesc sau că îi pun cele mai ieftine filtre și așa mai departe, nu. Iar motorul mi-a fost recomandat la prima revizie de un prieten mecanic și mi se pare că a mers foarte bine mașina cu el. Însă, nu știu, nu pot să zic că altul e mai prost sau ăsta a mers bine și întotdeauna va fi cineva care să zică, domne, că mie merge mai bine cu Castrol sau cu BMW original și așa mai departe. Eu sunt de părere că fiecare mașină poate merge bine cu un ulei, depinde cât de bine se înțelege motorul cu uleiul respectiv. Important e să aibă ulei totuși, că dacă n-are ulei, e nasol. Adică, de exemplu, uite, să zicem că eu la CC puneam Castrol, ei, altul zicea nu pune Castrol, pune Ravenol sau la Talisman am pus Ravenol. Multă lumea zice că era motorul mai zgomotos, alții au zis că e bun, alții au zis că e... Depinde cum se împacă mașina cu uleiul respectiv, pentru că uleiul care este bun pentru mine la E90, poate nu va fi bun și la E90 tot, pentru că eu poate am altă uzură, eu poate am un alt stil de mers, poate eu merg iarna și trebuie, na, să fie alt tip de ulei și așa mai departe. Poate eu am mai mulți kilometri, la fel trebuie să fie alt tip de ulei și tot așa. Personal ăsta mi s-a părut că se potrivește cel mai bine. Cred că la prima revizie am dat ceva mai puțin, dar cred că nu i-am schimbat filtrul de habitaclu atunci. Dar am zis, bă, dacă îi fac o revizie, are și aproape 300.000, hai să-i le schimb. Sunt absolut sigur că la un Passat probabil este mai ieftină revizia. Uleiul, nu mai știu exact, a fost vreo 196 de lei 5 litri și am mai luat încă un litru separat vreo 30 de lei. Pentru că intră undeva la 5 litri și jumătate, din ce știu eu, și am luat 6 litri. Dacă o să fie să consume, nu știu, și dacă consumă jumătate de litru la 12-13.000, nu mi se pare să fie foarte mult. Sau mi se pare oarecum normal de la niște kilometri să mai consume motorul uleiul, bine, dacă mergi și tare cu ea. Dacă nu,
e anormal, mai ales la un diesel, să consume. Dacă e TFSI, TSI sau oricum, orice fel de benzinar, mai ales dacă mergi cu el goarnă, adică o alegi destul de mult, na, e normal. O să ziceți că merg subturat, sunt în oraș, n-am nevoie de putere, mașina trage, are turbina în parametri, are DPF în parametri, toba este foarte curată și chiar sunt extrem, extrem de mulțumit. Îmi place, pot să zic cu mâna pe inimă, pentru prima dată, că îmi place faptul că are interior textil și asta pentru că se încălzesc foarte repede scaunele și uite, astăzi e 10 sau 11 martie, 10 martie și ninge foarte, foarte tare. Și ieri a fost soare, ieri stăteam în pantaloni scurți. Și cam asta e cu vremea asta, ca să zic așa. Ca să fac o glumă, mulțumim Volkswagen. Glumesc, bineînțeles, dar sunt niște glume din astea care circulă pe grupurile de mașiniști. Că practic a fost treaba cu Dieselgate-ul și că de asta, dar n-are nicio treabă. Și mă rog, când o să fie s-o vând, m-am gândit și la un preț. Au fost persoane care au vrut să-mi dea un preț bun. Adică a fost cineva care mi-a zis că vine și îmi dă 5.000 de euro pe aia dacă o pot vinde. Nu știu dacă face 5.000 de euro, că nu vreau să fiu genul de persoană, domne, sunt YouTuber, trebuie să-mi plătești mai mult mașina, că am mers eu cu ea și așa mai departe, nu. Dar sunt genul de persoane care vrea să vândă o mașină dreaptă și să fie apreciat pentru chestia asta și mașina să fie apreciată la adevărată evaluare până la urmă. Mai am de schimbat mânerul ăla de acolo, l-am cumpărat de la chinez de pe AliExpress, cred că l-am de vreo 2 luni prin portbagaj, n-am stat să-l schimb pentru că nu mă deranjează, nu stau eu cu mâna pe el. În rest sunt extra mega ultra mulțumit. Nu pot să zic că e rigidă, mașina nu este. Are un consum de 6.5 am acum, e medie, dar cred că real la drum lung poți să scoți și un 5-6%, ceea ce e un consum absolut normal. În rest chiar n-am ce să-i reproșez și încă o dată o spun, sunt niște mașini foarte, foarte bune. Singura problemă la mașinile astea, după părerea mea, este faptul că sunt foarte măzluite la noi în țară. Pentru că sunt cerute și de asta, când vrei să-ți cumperi un N90, fii foarte atent la ce vrei să cumperi. Am observat în rândul clienților ce-mi dau mesaj sau oamenilor ce-mi dau mesaj faptul că este foarte, foarte mare cerere pentru motorul ăsta cu distribuția în față, M47, pentru că este foarte fiabil și, într-adevăr, se găsesc, dar mi se pare că țin foarte bine la preț. Pentru că și străinii probabil știu că motorul ăsta este destul de fiabil și foarte multă lume, și nu e de contestat, să zicem că dă pe mașina asta 4-5.000 de euro și n-ar vrea să ia facelift, să aibă distribuția în spate și să stea cu anumite griji, să zic așa, sau să dea banii pe distribuție 3.000 de lei sau cât e. Și mai bine dau pe mașina asta și zic că, eu zic că și la asta se rupe distribuția dacă e să se rupă, dar sunt motoare care au atins 700-800.000 de kilometri cu M47, deci cred că nu e o problemă atât de mare. Și probabil mulți se gândesc că decât să dea 10% din valoarea mașinii pe distribuție, mai bine o cumpără pe asta și îi fac o revizie sau mă rog. Bine, de-a lungul timpului, de când am mașina asta, am schimbat și plăcuțe, discurile nu le-am schimbat, sau nu mai țin minte, dar plăcuțele le-am schimbat sigur. I-am luat cauciucuri, i-am făcut o revizie, i-am luat astea aici că erau rupte. În rest, n-am făcut mari investiții, să zic așa, și sunt, după cum am spus și adineauri, sunt extrem, extrem de mulțumit. Nu mă așteptam să fiu atât de mulțumit și nu așteptam să meargă atât de bine și să fie atât de închegată. În altă ordine de idei, cam asta e treaba cu E90, pentru că foarte multă lume m-a întrebat. Mașina merge în fiecare zi și face în medie cam 100 de km pe zi. Și iată că nu este lovită, nu este în nicio stare din asta mai... am descoperit semnalizarea la BMW, în nicio stare din asta așa deplorabilă și încă merge destul de bine și sunt extrem, extrem de mulțumit. Cam asta ar fi episodul. Dacă aveți întrebări, sugestii, vă rog să mi le lăsați în comentarii, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!